Controlele, în număr de 186, au fost efectuate de reprezentanții comisariatului în perioada aprilie-iunie, dintre care 45 dintre acestea au fost inspecții planificate. Neregulile au fost multiple. Neregulile constatate în primul rând au fost în domeniul colectării selective a deșeurilor, în problema gestionării deșeurilor, puncte ilegale de depozitare a deșeurilor, nerespectarea prevederilor autorizațiilor de mediu. Ca urmare a acestor inspecții au fost aplicate 14 amenzi contravenționale în valoare de peste 240.000 de lei, cea mai mare sancțiune fiind de 50.000 de lei. Îmbucurător este că numărul cetățenilor care nu numai constată o încălcare a legii, ci și sezizează organele abilitate, a crescut. Că spiritul civic al cetățenilor crește, noi suntem bucuroși, orice sesizare care intră la instituția noastră este verificată și chiar rugăm cetățenii care observă nereguli în domeniul protecției mediului să ne sesizeze și dacă se poate să ne sesizeze în momentul întâmplării eventualelor poluări sau eventualelor nereguli. Numai prin implicarea cetățenilor se poate asigura un mediu în care trăim curat, dar și amendarea celor care își lasă deșeurile în locuri nepermise.